trece ca un minut. E un tipul de Jolie prășind acolo pe lângă Hollywood și frumos și jur. Și Brad Pitt săpând pus morcovul. Iar invitații, după ce-i calcă pragul, nu se lasă duși acasă. Când eram tiner băiat, am iubit și eu dat. Am siguță și-a schimbat meseria și i-a permis Dorei să întreacă orice limită. Eu în viața mea n-am gustat ciocolată neagră. Pus pupiec aici. Wow! Să dai de slow motion. Ținut pasul cu evenimentele mondene și am pus în cutia Dorei un premiu dulce sărățel. Uitați de telecomandă, pentru că bârfa zilei vă va lăsa cu gura căscată. Alo? Alo, bună ziua! Oh, doamne, alu! Da, e ok, hai, las! Jenica, înșepi tu că eu sunt rip. Înșepi ma tare când și eu nu vreau să mă dezbat. Am stins bata, am mușculat după cap. Înșepi cu oamenii așteaptă. Dar când nu vorbi urât cât filmează. Hai amândouă odată, ești gata? Hai amândouă odată. 3, 2, 1 și... Bună seara, oamenii buni! Ai început tu prima, Vatica, i-a spus de momentul. Mama! Doamne, mă scuzați, oamenii buni, dar eu chiar îs cu gândul. Vreau mai să mă duc undeva în țările calic. Eu la frig, mă stric. Așa de tare vreau și eu și cald. De că nu înțeleg chestia asta. Ce nu înțelegi? E vară vrei și iarnă, iarnă vrei și vară. Niciodată omul nu-i mulțumit de ce i s-a dat. Așa e de că lumea și pământul. Și e și avem nu-mi place și e și n-avem vrem. Cum ajungem, cum dăm cu chișorușul? Doamne, că nu-i căt-o în puf. Tante Doră, dar toate pienele-i scoți, la toate liebedele și rățele din ogradă, în cap, ieși. Auzi, lebedo? Da, asta nu-i rață, asta e puf de, cum se cheamă, flamingo. E flașe? Flamingo, fathei, un fel de păsărică, mă cheie mare ca o jițică. Care stă într-un picior. Stă într-un picior, afea că eu vreau și un flamingo azi. Și la cocostâr te îndură și cu tine. E cocostâr, cu tăio de cocostâr, copchii ăștia numai să contrazic, oameni buni. Dar vă place flamingurile mele? Menționez un fapt, că femeile trebuie să se îmbrace conform vârstei. Ma tale nu chiar cam conform. Da, și cam și vârsta am eu. Și vârsta am eu cam. Ai trecut de 40 și nu prea ți se potrivește. Auzi, ai să ai minus 15, fathei. Ușor trecută de 40, dragile mele. Chiar dacă avem piste 40, trebuie să fim întotdeauna frumoase, stilate, cochete, morneti, tot cele. Și conform vârstei. Apoi conform vârstei. Iată, sus e bun, dar spre jos când cobori cam... Am ușa în scobor eu spre sus fără scară la tine. Treșim frumoase, așa? Că am vrut să iau niște puf de buhnă, dar zic că e cu mătra buhnă și nu vreau să o pieniesc chiar de tot. Și am luat-o, așa, o flamingo de asta. Dar ori... uite, vă repede până încep știrea zilei, că știu cam așa să o difuzăm. Uite, e ca și eu am blană și nu înțeleg, e frumos, dar și corect, să păstrăm viața animăluțelor, ori să le purtăm pe noi sfinți. Asta e artificială. Le jupuiem și elea moarte. A, așa sunt de acord. Și mai gândiți, purteam mai de asta, cum se cheamă, blană de zohnitură pe noi, luăm și avea de asta, chiar dacă e fake. Dacă artificial nu înseamnă urât. Nu înseamnă urât, înseamnă frumos. Important să ai gust, dragii mei, cu gust și cu multe dăruințe, cu mătra mea Raisa Buhnă, vrea să vă dea cea mai frumoasă bârfă, abia o aștept, hello, Darine, good morning, good day, good day, hai. Ladies and gentlemen, hello! Sunt Raisa Buhnă și vă prezint bârfa zilei. Acum Hollywoodul e la o aruncătură de băț. Un locuitor din satul Coșcolia a reprodus celebra inscripție din Los Angeles, California. Pentru a face vestit satul natal, bărbatul a cheltuit 40.000 de lei și a lucrat 5 săptămâni. Anatol Țibârnă a avut grijă să facă din plaiurile super moldave mioritice un adevărat super tărâm al vedetelor. Eram în Moscova și mi-a venit ideea să fac ceva frumos, adică acolo, de acolo am luat materiale și de acolo zic ceva să fac un asemănător, deodată am vrut ca Hollywood, am vrut să scriu Coșcalia.
Pe urmă am stat și m-am mai gândit, zic că n-a să fie așa de efectiv, am vrut chiar Hollywood. Academia Americană de Film a făcut un anunț official, precum că legendara ceremonie de decernare a premiilor Oscar 2017 va avea loc în Republic for Moldova, iar vedetele de peste ocean abia așteaptă să ajungă la Hollywoodul moldovenesc. Gestul tânărului a sensibilizat până și autoritățile americane. Îmi place foarte mult cum arată Hollywoodul din Coșcalia. E extraordinar. Peste o săptămână merg să văd cu ochii mei această minune. Apropo, sunt curios, care sat din Moldova va reproduce Statuia Libertății? Abia aștept să-l cunosc pe Brad Pitt din Moldova. Aș vrea să recunosc din start că moldovanul mi-a furat ideea. Eu am vrut să aduc Hollywood în toată lumea, în fiecare țară, oraș sau sat. Deocamdată e 1-0 în favoarea lui Anatol, dar eu promit să nu mă las bătut. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost bârfa zilei. Rămâneți în continuare cu Dora Show. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem la Hollywood, adică Coșcalia. Pe mine moș Tolia m-a impresionat, de exemplu. Dar nu-i moș, e tinerel, care-i moș? 20 ceva de ani, dacă el e moș, înseamnă că eu și-s moaște. Dar când o putea să adune atâția bani? Cum o dau? Dar a fost omul în Moscova, a fost, a lucrat? Măi, Tolică, măi, mă scuzi, te rog frumos, dragul meu, apreciez gestul tău, dar nu pot să înțeleg, măi, dar de ce-i scris tavanul ăsta Hollywood? Ți-ți pare că dacă ai adus 50 de tone de, cum se cheamă, de metal. Fier, metal, așa. Mulțumesc să mă corectez, dar îmi stilipesc, asta înseamnă că suntem în Hollywood sau unde? Și nu-ți place să iei Coșcalia, măi, și nu-ți... Scrie-i frumos, Coșcalia rupi Hollywood-ul. Mai puțini litri, mai puțini bani. Sau Coșcaliud. Ia-te-o, vedeți? E tinerică, dar are minte mai ceva decât la găină. Coșcaliud. Asta cum ar și eu la mine din sat, nu scriu satul, eu dar scriu Hollywood. Da, dar eu sunt bucuros că el ceva a făcut. Da, asta e bine, bravo. Ei? Dar cu doamnele ești cât pâine, cât macaroane, cât orez, cât hrișcă mâncam noi de 20 și ceva de mii de lei. Da, dar eu știu că în vremurile noastre... Bazești chiar. E mai important să faci selfie decât să mănânci. Da, pentru ce? Că să noi suntem cu telefonul să facem selfie ca și cum nu suntem moldoveni, ca și cum nu suntem de plai mioritic, dar suntem de la Hollywood, de astea staruri. Ne-o închipu de Jolie prășând acolo pe lângă Hollywood și frumos și jur. Pe Brad Pitt săpând și pus morcovul să mulțească. Resedial. Doamne. Dar măcar, da, măcar să păstreze locul și ăla, să cosească iarba sau cu aparatele să tai iarba. Dar știi ce... Precizează să crească iarba mai mare ca Hollywood-ul ăsta. Ca cine? Ca Hollywood. Nu Hood, Hollywood. Hollywood. Eu, Jonica, știi? Chiar e interesant, oare primul selfie, prima vedetă din Republica Moldova, interpreții noștri, oare, care a și primul care ați duc și ați... I'm star hot Coșcalia but Hollywood. Parcă o văd pe asta Diana Rotaru sau pe Angelina, cum o cheamă, Jolie sau... Jolie. Ha? Jolie. Dragii mei, haideți să lăsăm Hollywood-ul, lăsăm pe Anatol, chiar dacă e bravo, dar vreau să văd momentul ăla. Ăsta materialul care l-a făcut Andrianușca, cu una, două și nu-i la lucru. De ce să-i fac eu ea? Să vedem noi și material frumos cu starurile noastre, chiar dacă nu-s de la Hollywood, dar la Coșcaliud. Adriana e pelegrină. A, păi așa e, pele de grâm. Hai, este? Hai. Vedetele și evenimentele mondene se potrivesc ca piesele de puzzle. Fiecare artist scoate din garderobă tot ce are mai frumos și aruncă banii pe la saloanele de frumusețe doar ca să atragă toate privirile. Asta i-am prins la un concert dedicat zilei studenților, așa că mărturisirile despre cei mai nebuni ani din viața lor au fost la ordinea serii. Am fost băiat cu minte, în ghilimele, cred că. Spune-mi, când erai student, îți permiteai să-ți cumperi hainele pe care ți le doreai, să fii cât se poate destilat?
Nu în fiecare dată puteam să îmi cumpăr ceva când eram student, doar atunci începeam eu să fiu ca interpret, doar și lucram la alt lucru. Da, făceam numai decât ca fiecare tânăr în anii de studenție făcea niște peripeții. Peripeții, da? Orele se începeau la 8:30, în mod normal fiecare student sârguincios trebuia să-și ia clasă ca să meargă să facă încălzire de voce. Primul an făceam și eu chestia asta, după care am zis că sunt prea mare și prea talentată. Na, mai mergeam la discoteci și venea profesorul nostru și ne trezea din somn. Mâncarea ta preferată din studenție? Știi, era pâinea, o tartină din pâine și maioneză. Pe bune. Știu că este foarte dăunătoare, dar asta e. Deja acum nu. Au fost momente frumoase în anii de studenție și cu această ocazie chiar vreau să felicit toți studenții cu această zi frumoasă și să le doresc multe, multe realizări, multe baftă. Tatiana Hegea s-a afișat la eveniment cu sânii zgâriați. Cu toate că publicul n-a avut nicio șansă să vadă decolteul din sală, camera de filmat a scanat fiecare semn. M-a zgâriat o ceată de indivizi albi, care se numesc hulubi. Am avut o ședință foto astăzi, tematică, și să știi că am suferit foarte tare, dar nu cred că asta e important, contează rezultatul și abia aștept să-l văd. Am mai adăugat la colecție încă un concert al starurilor. Credeți-ne că avem de arhivat imagini interzise, pe care le vom scoate din anonimat la timpul potrivit. Iau! Deci e de frumoasă Cătălina Rusu și e numit și la Hollywood. S-o luat și e rochiț ca lui Shakira. S-o pus pe cop, s-o pus o lecțică de artificiu și aici, și aici, și aici, și aici. Și nu merită? Gine, tolică bravo, pentru asta nota 10 și Cătălina Rusu, duci să fă o poză la Hollywood, că ești chiar la Hollywood. Da. Haideți, dragii mei, să vedem pozele cu ținutele, da. Pentru că eu azi m-am stilat. Poftim și mă combin foarte bine cu covorul. Da. Așa, hai să vedem pozășoarele și pe urmă o vedem. Dacă mâncăm azi colijoară sau mâncăm o vișină, da. Așa, este, da? Da. Așa, Taniușa Hegea, apropo, felicitări, am văzut pe Facebook, e gravida a doua oară. Asta e vedeta mea preferată. Abia te las tine să o comentezi, hai comentează-o. Da, eu nu tare o iubesc, de asta eu n-ați poți fiu, cum spunem, corectă. Așa, las ca și eu, corectă și ești tu. Lasă, așa, draga mea, mie îmi place foarte mult rochia, îmi place că are și decolteu frumos, chiar dacă te-o zgâriet pisica sau hulbașii. Ce și nu-mi place, dragii mei vedete și nu vedete, chiar dacă sunteți la Coșcalia, de la Bubalia, de la Bulboaca, nu mai puneți, măi, unghii roșii. Yes, am ghișit, am zis. Ai ghișit, așa, da. E ca buze roșii, unghii roșii, rochii roșii, pantofi, nu știu, mă ating că-s roșii, da. Părul-i binișor, nici rochi. Chiloți roșii, doamne, mă iartă. Hai să vedem și următorul. Patlajic roșu. Oare ieși cu Zenkov afară? Hai afară. Cu Zenkov, ieși cu Zenkov. Așa, cămeșuica un pic este boțită, șifonată. Blugii foarte bine, pantofiorii ăștia trebuie să fie, măi, dragul meu, așa un stil mai sport. Dacă tot e blug, cu cămașul și cu sacou din ăsta bordo, dacă nu greșesc eu. Dacă pantalonii căchiți, măi, doamne, Dumnezeule. Dar pe vremea mea, tu avirești, ți-a avut eu un pantalonaș cărchițel. Acum asta așa. Este bine. E bunișor numai că trebuie să-ți calci cam așa frumos, o centură frumoasă și o pe ei din încălțăminte în stil așa mai casual, nu pantofi clasici și blugi. Bine. Nu-i bineșor. Hai, mergem mai departe. Hai să vedem și ei următor. Iau și ramăcică frumoasă i-o pus. Despre lângă dumneata. Vrei să vii lângă mine? Da. Hai, vin. Așa. Samir Loghin. Auzi, Rănica, mi-a trebuit foarte mult. Samir, interpret, cântă, dă din buză, ține microfonul în mână. Samir, Mir, Samir. Nu-i Mir, dar-i Samir. Așa. Așa. Eu, știi, Rănica, eu mă uitam și zic, și asta? Asta e rochiță neagră sau e călugăr sau că nu înțelegem. Negru pe negru, combinat iarăși pe negru. Nu, de mult au fost Halloween-ul sau poate are vreun doliu în familie. Ei, hai și tu, dar mâncet. Mai Samiraș, eu înțeleg, dragii mei, ca să nu dai în bară la capitolul ăia, că mă încălzesc cu pernuțele este. La capitolul vestimentar, vă îmbrăcați în negru și ca și cum e tot bine și frumos. Pune mai măcar un accent ceva frumos. Rochița asta până mai jos de genunchi. Eu înțeleg că e la modă, că au fost, au văzut, că au luat locul întâi la fashion. Auzi, fashion?
Fășinte și tet. Hai mai departe. Hai, cine următorul? Așa. Of, doamne, ia să încep așa. Of, Carolina Preteliț, doamne, doamne, eu am să dau, măi, faliment dacă ar trebui să dau lui Carolina Preteliț cu oliva. Pentru nu te supărat, dar mă scuipi când vorbești. Ce-am făcut? Mă scuipi, că am sare din tine. Ce sare din mine? Salivuță, hai să discutăm. Așa, Carolina Prepeliță, draga mie, lănțișorul ăsta, eu înțeleg că e frumos, poate chiar și de argint, dar nu-ți potrivește nici de cum cu rochița asta, mă tale, cu danteluță. Frumos, părul e bine, rochița e bunișoară, da? Și caută la gât, și caută cerșeii și aia nipotrigiți. Brățara, deși e mai tăță în negru. Eu aș lua alți ochelari, mai din secolul nostru. Mai din secolul nostru, da? Îi las, la capitolul ochelari, poate are probleme femeia, și eu port ochelari. Dar din secolul nostru, așa e? Da, da. Așa, e bunișor, mergem mai departe. Cine, vă rog frumos, rochiile, dacă sunt lungi, nu măturați podelile, scurtați-le frumușel. Așa, mai și... Wow. Of, Max Zavidia, îl știi? Ei s-au băgat și alb. Ei s-au băgat și alb în negru. La dânsul viața e în două culori, alb și negru. Fac o floare, cea mai mândră dintre flori. Asta e Dora, cea frumoasă. Așa. Măi, cromatic îmi place, că sunt numai două culori. Alb și negru, cum poți să greșești la alb și negru? Dar îți stai bine, pantaloni așa o lecuță că mulăței, să-ți scoată șoldul. Așa, dar știi, Jălica, știi și nu-mi place în ea. Da. E frumos, e ca să te duci la o discotecă, să te duci la o plimbare cu o fetiță, sau cu două. Sau cu mine. Sau cu Jana. Dar de scenă, să te îmbraci în tricouaș de ăsta, mă scuzați, eu nu înțeleg. Da. Și așa, parcă e o jumătate de zebră, știi? Da, da, da. Coafiura e bună, îmi place cum cochetează el cu camera, ca și cum ar vrea să mă... Știi? Am ia în centru, s-a făcut trecerea de zebră și eu trec pe acolo și l-o atins cu o dungă de zebră. Hai, lasă, că e frumușel. Așa-i la tinereț, ești frumos. Cine e următorul? Ultima. Așa, Oxenica. A, Roxana, Roxanușca. Eu înțeleg, draga mea, că nu de mult ai avut un videoclip frumos. Unde erai îmbrăcată exact în rochia asta. Dar iarăși, măi, dacă ați avut în clip și la oameni le-au rămas în memorii rochița ați frumoasă, care îți stă aproape binișor, iară trebuie să o iei în altă, ia uitați-vă, te rog frumos, Roxana, nu se poate să stai cu spatele gol când se văd acordeonul. Și dacă, mai, dacă e fost tete negru, hai înțeleg buzele, ai pus un accent, dar pune și niște cerșeiuși mai lungi, sau ad aici ceva între țâță. Ascultă, și avea de scenă, și avea sclipească. Se bate la... Ce-a făcut părul? Știi că mui la modă? Cum? Părul wet look. Când nu-l speli, îl dai cu mai mult gel, mai așa, scap și ca și cum ești la modă. Când te grăbești, ieși din duș și deodată ieși în eveniment. Și ieși în wet look. Da. Așa, rochița îmi place, dar de-am gata. Mai avem de deți sau nu mai avem? Numai, stop. Matale judeci oamenii, dar matale singurii că ești în negru. Da, păi, draga mea, ia uite accentul. Care și accent? Mă compar cu mie, ia uite. Ia uite accent, ia uite. Puf de niură, puf de siură. Cum adică? Ia uite, culoare. Tete e negru, dar măcar să vede piciorușul. Măcar și ceva? Bine, m-ai convins. Te-am convins, așa? Accent ai, bine. Of, ia uite, cum nu mă combin? Ia uite, mă convin cu covorașul, mă convin cu pernuța. Da, mai spune cum murli este din flori. Aici am murli, ai să le mănânci tu, amuș. De. Gimic s-am cumpărat rochii nouă și nici măcar n-ai spus mulțumesc. Tante Dora. Ți-i foame, așa-i? Hai, mă tale repede, dai cu oliva, dar eu mă duc să pregătesc oliva pentru urmă. Hai, duș-o pregătește. Da. Dragii mei, haideți să vedem lașinii în ziua de astăzi. O zi frumoasă de sâmbătă, hai să meargă cu olijoara mea gustoasă, delicacioasă. Ești mai dulce ca cu oliva, lai, lai, la. Rogin e interpretul care nu ratează niciun eveniment monden. De fiecare dată încearcă să atragă atenția presei și se pare că de data asta i-a reușit. Mergem să-i dăm cutia Dorei să vedem dacă va fi lăudat sau penalizat. Salut! Salut, salut! Scuze-mă, noi avem o mică surpriză. Tortă. Stai un pic, nu grăbi evenimentele. Deocamdată ține această cutie, este pentru tine. E grea. Interesant ce e acolo. Samir, eu îți propun mai întâi de toate să deschizi această cutie.
este coliva, ce aparține ție. Nu sunt bomboane. Nu, stai un pic, ține așa, pentru că tu ești de fapt bomboana de pe colivă. Doamne. Atât de rău? Da, spune-mi, te rog, dacă te-ai așteptat să fii aici coliva. Am așteptat. De ce? Crezi că ai fost îmbrăcat neinspirat? Nu, am așteptat că de la Dora poate fi orice. Păi bine, să știi că Dora dă premiile pe bună dreptate, ea poate și să te laude și să te penalizeze. Da, m-a laudat, or mi-a zis ceva rău, nu? Pentru laude este cireașa de pe tort. Adică nu i-a plăcut culoarea neagră. Dar care e problema că în negru îmbrăcat? Păi uite, Dora mi-a zis că bărbatul trebuie să fie un pic mai frumos ca dracu. Aha. Dar totuși tu ai fost îmbrăcat tot în negru, erai ca o gaură neagră și accesoriile erau negre și puloverul ăsta, dacă pot să zic așa. Cam așa lungă. Ei, mă rog, asta e părerea Dorei. Mie mi-a plăcut cum m-am îmbrăcat și... Și altă dată tot așa să mă îmbrac. Adică la mine nu se schimbă părerea mea. Dorei nu i-a plăcut cămașa pentru că a spus că este până la glezne. Lasă Dorei să privească moda. Este la modă o cămașă până la genunchi? Da, da. Adusă din Rusia, chiar din colecția nouă. Câte haine negre ai în garderobă? Foarte multe. Este culoarea ta preferată? Da, culoarea mea preferată, negru și alb. A fost o perioadă când cumpăram foarte multe haine, pentru că în copilărie puține haine am avut, adică și așa era o boală. Da, da. Ți-ai îndeplinit visele. Da, mi-am realizat ceea ce am vrut, pentru că noi eram trei copii la mama și era cam greu. Noi te lăsăm aici cu tot cutie și spunem la revedere. Mersi mult, Dora! Ne revedem! Da, hai, papa! Hai, Ale! Iechte, măi, poftim! E că cum poți spui, măi, un copchilaș, măi, de-o seamă cu nepoții ei, să-mi zică mersi mult, Dora. Auzi, Samir, dar și-am păscut curșile împreună? Cum adică mersi, Dora? Jănica, și faci tu acolo? Tanti Dursela, cui, coliva? Lu Samir! Care Samir? Așa la negru! A, cu bretonul alb? Da, cu bretonul alb. A, am înțeles, măi, el a avut negru aici și alb aici. Ia ca chioambă de mine, n-am știut, nu mi-o dat în cap. Este accentul? Și? Ai găsit accentul? Am găsit accentul. Unde? Dar tu și te-ai legat cu lanțul ăsta, l-ai legat pe... Nu. Tu zic? Așa e frumos. Tandor, gata, da coliva? Am dat coliva. Da... Da și? Lipsește ceva. Și lipsește. Ceea ce toți așteaptă foarte mult. Ei, coliva așteaptă oamenii. Nu. E dulce și e bună și cu zefir. P. Cu P? Da. Of, cu P aștept și eu P ceva, dar poate mi-a cam acăraz cu P. Deși nu. Să-ți spun eu? Ce-ți spui? Asta cuvânt cu P. Și oamenii abia așteaptă, parcă îi văd că scrie, Doamne, abia așteptăm, hai zi-le tu. Eu abia aștept. Oameni buni? Așa. Nu? Dar unde să mă uit? Uite, uite acolo pe fereastră. Unde? Fereastră. Acolo e fereastră. Acolo e fereastră, uite. Publicitate! Gata? S-a început? Tidore, și? Dacă stau și mă uită de publicitatea pe fereastră, așa? Ceva lușești, parcă sunt niște dinți. Și ei lușești? Niște dinți. Cum adică dinți? Dinți la poarta noastră. Dinți la poarta noastră? Da, albi, albi, albi. I? Întâlnieri și numai dinții se văd. Ah, dar păi stai în sigur, invitatul din seara asta. Și cu tine, ai visat? Da. Serios! Păi tu te deschidi portița și să vii, hai băcuța! Of, de atât l-am mai zis, Magoche! Of, unde? Of, de să-l aduc! Adu-și-o nadă, atenție! După dinți, uite! Doamnelor și domnilor, dacă e Jana, Jana Smar, o-ți vezi fereastră niște dinți. Cum mai e dinți? Este gata! Este în sigurță! Dar poți să-i întuneric să vii cu numai dinți și rușe! Stai, Tudor, ești dinți cu cuș, mă! Cu ce? Cu cuș, mă! Dinți cu cuș, mă! Gata, hai, hai să-ți întâlnă! Bă, nele, iau! Doamne, doamne, doamne! Doamne, doamne! Te-am adus să-mi depura! Buzele-ți voi săruta, tai la, tai la, tai la, azi vei fi
și prințesa mea. Pentru tine, pentru matale. Dar chiar mă gândeam și să mănânc azi un iepura. Nu de mâncat, nu de mâncat, deloc nu de mâncat. Ia dă mâna la chioșa, da. Dar noi așa se fac mai doamne. Da, o bună măi. Parcă ești mai, trăiți acum îl cheamă, Fuguță. Da, sunt eu, da. Un lucru, am văzut că tu pui pene, dar să nu-l penezi niciodată. A, nu-l penezi, doamne, ești mult penezi. Și nici acolo nu pui nici ce penezi. Lasă, eu ce-l fac, azi eu. Să mă așez aici. Fă prețenii, ca să așez pe pierna, mușoamia asta. Lați loc, mă stimate, domnul. Păi, e băiețel sau? E Dorel. Cum îl cheamă? Dorel. Dorel. Ia uitați-vă, mai mocerit. Mi-l a adus pe Dorel. De ce să rămâi tu și întrebi mie iepurile ăsta? E Michel și-mi ajută. A, am înțeles. În siguță, iut ca un iepuraș. Da, da. Ia că tot nu vorim și e sfință. Ce faci, măi? Foarte bine. Dă-te de acolo, Jonica. Da, cănești, desigur. Spate cănești să vă pipă-i fielea. Da, da. E atât de mătăsoasă. Măi, gata, Jonica, hai, lasă-mă să mă întrețin cu omul ăsta, că mi-a avut și Doriel, vrei să-mi de la Dorică. Doamne, doamne. Am sicuță. Da. Spune-te, rog frumos, de cât timp ești tu în Moldova? Oh, de foarte de mult. A câți ani? Ei, tu nu ții minte așa, un an, doi, trei, undeva aproximativ. Aproximativ cât? 13, 14 ani. 14 ani în urmă? Da, da, da. Taman avem atunci 20 de ani, da? Măi, eram în floarea înflorită. Și tu, și tu apucat, și-o fost în capul tău, că ai spus, gata, lăsă țara mea, de unde ești tu? A, din Congo. Din Congo? Ai fost? Dar și asta Congo? E țară. Asta e țară? Da, ai fost? Stai, Lecțăc, eu știu că este Moldova, Moldova. România, Ucraina. Și este și Congo. Este, da. Dar asta unde? În centru Africa. În centru Africii. Da. Acolo e cald, așa-i? Foarte. Abia ca așa, adică, deși eu vreau la, acolo departe. Mă fac și eu, Lecțăcă, mai ciocolată. Da, și te-au apucat, da, mă, e-mi siguță. Dar eu, dacă sunt așa, spun că m-am zăgărit, oleac. M-am bronzat. Spune-te, rog frumos, cum tu, din centru Africii, da, ai ajuns în cei mai bogată, a, că zboară puful, în cei mai bogată bortă de pământ în Moldova? Ia-ți mai o Europa și ceva. Asta e povestea lungă. Dar tu scurtează, oleac, spune-mi-o pe scurt, că nu-mi place lungă. A, nu-ți place lungă? Nu, povestea scurtă și nebijor la tine. Aici... La și te gândești? Aici am rude. Aici ai rude? Da. Am neamuri, am rude aici. Și ai făcut facultate tot aici, așa-i? Da, da, da. Și facultate? Academie de Studii Economice Informatică. La informatică? Dar da. Cânti din când în când? Din când în când. Și zici, că acum deja ai 14 și... Ce faci, măi? Măi, Doria, măi? Și ochii roșii iar, așa și... Ce Jonica, ce? Căsuță! Asta e căsuță? Du-te de aici! Da, nu, nu, nu! Lasă-l, dă-i pace! Lasă-l să crească! Da-ți mă ajut! Hai, joacă-te-o leac cu iepurașul! Asta nu-i de mâncat! Dar nu-l pune în căsuță! Pai în căsuță! Dacă ar ști el, săracul! Măi, măi, măi! Adică tu vrei pe mine și isătul, așa-i? Și de cratiță și de iepuraș! Da! Așa, gata, am înțeles că ai venit la studii aici! Dar unde s-a dus Dorel? Și Dorel s-a dus cu Jonica. Dar ce să fac? Și? Ce să fac? Și-ți facă? Da. L-a dus în căsuța lui, să-l spiele, să-l șteargă la poponiață. Bine, să nu-l mănânci, trebuie să-l castrezi. Dar, măi, tu ești cu numele de M-Siguță, da? M-Siguță? Dar cum te cheamă? Prinț cel Mare și Sfânt. Cum prinț? E la prinț. În Moldova ești cel mare și Sfânt e Ștefan. E tot prinț. Ah, înțeleg că Moldova l-are Ștefan cel Mare și Sfânt și Congo l-are prinț cel Mare și Sfânt. Dar ce-s acolo? Cum să zic? Da, numele meu adevărat e prinț. MC Guță e numele nume de scenă. Numele de scenă, așa-i? Da. E și la mine. Da. Numele de scenă e altul. Spune-mi frumos, da, familia care-i? Ce-ți? L-a pus în cuptor. Nu, doamne, te ieși, Jonica, nu știi ce fac. E că, dar știi, de cuptor, băi. E învățat tot aici în Moldova. Da, și te ocupi tu, Moldova? Te-ai insurat, nu te-ai insurat. Faci și... Ce faci tu aici? Da, știi, MC Guță e MC. Așa e asta, MC. Așa? Că eu-s babă, mă, eu nu știu. MC, MC Guță. Adică e MC. Da, MC. MC. Da, MC Guță. Mister Ciocolat Guță. A, tu faci ciocolată? Nu, sau... Mister, mâcă, Mister Ciocolat Guță. A, da. Tu ești, a, tu prezinți, măi, da, prezinți, da, da. Ciocolata Moldovii. Adică... Ce prezinți tu? Adică cânti la nunți, la cumătrii, așa, interpret, ca interpret, suntem invitați la nunți, la cumătrii și la botez.
La botier? La eveniment, din discotec tot, sunt MC care... Dar spune, te rog, la eveniment, te cheamă, că tu cânti frumos sau că ești așa mai pitoresc? Așa, jumă. A, jumă, știi? De obicei... Exotic și sunt exotic. Am fost și eu odată la un eveniment, știi, și m-a chemat. O zic, Monița e mai scumpă să fac poză, cu ăsta și m-a chemat mine. Sunt mai ieftină. O, te lasă. Ia spune, cinstit, cu mâna pe inimioară și cu credință în suflet, câte moldovenși ai cucerit? Wow, asta e greu. Pe cum e greu? Eu am cucerit sau ele m-au cucerit? Nu, tu le-ai cucerit. A? Nu știu, eu ce să zic. Nu știu. O, dă-mi o cifră. O cifră? Am cucerit una și bună. A, una și bună? Da. Asta e bravo, așa și am eu. Prima zi și a doua. Măi. Dar, apropo, dragul meu, ai făcut acolo, nu știu ce, economii, nu știu ce, dar tu în afară de prezentare, mai știi să faci și altceva în Moldova? Da. A? Ce anume? Deci, altă meserie, profesie, oră, jobs. Computer. Computer. Da, computer. Eu la computer, în computer. Candy Crush, așa și Raica. Nu Candy Crush, așa. În Mario, informatică, programare în C++, limbaj de programare. Tu îmi programezi, da? Da. La mine s-a dus o lexică, flash-ul, nu vrei să mă programezi un pic? Să-ți bag în computer? Și? Gata. Am înțeles. Adică, dar spune ce instit. Să-ți programez, da? Dragii mei, l-am programat și l-am provocat eu pe MC Guță și Jana. Vreau eu să văd tare. Hai așa, asti. L-am provocat, dacă tot e om de ciocolată, să nu-i hrănească cu ciocolată gustoasă și cu pruni. Ești gata? Hai. Așa. Bună ziua, dragii mei! Of, mami bun, de la atâta frig, vederița mea s-a urcat în copac. Și râd, femeii, hei! Of, doamne! Oameni buni, ia gâșit, cine stă în spatele, nu a meu, dar a copacului? Of, 3, 2, 1 și... Oameni, ce faci? Ne-ai prins vederița sau nu? Da. Eu l-am amăjit, oameni buni, am spus, hai te rog cu mine că am o veveriță rea și-o fugit în copac și s-a urcat, dar n-o prins-o. Nu l-am găsit. Da, măi, prinț, da. Zici, dacă tu ești prinț, eu sunt prințesă. Oameni buni, l-am mințit, i-am spus, așa i-am spus eu, că se meargă cu mine pe deal, că se prinde veveriță, da? Da, nu l-am prins, l-am pierdut. Secretul știți care-i? Dacă el, măi, îi place ciocolata cu lapte, de ce să nu o facem? Și eu îmi place ciocolata neagră. Dă-mi voi, o secundă. Eu în viața mea n-am gustat ciocolată neagră. Poți să pup eca aici? Wow! Să dai de slow motion. Asta e ciocolată? Hai, oameni buni, l-am provocat, facem și mai gustoasă ciocolată cu lapte și ciocolată cu neagră, împlute cu prune. Cu prune, vrea și prune, așa, hai, adi el! Ciocolată, mami. Bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Dora! Bună ziua! Bună ziua! Doamne ajută! Mulțumim, poftim de ajutat! Și ia uitați-vă, iepurașul ăsta și iepurașul ăsta, este vreo diferență? Sunt amândoi ca ciocolată! Abia tot l-am adus aici și mie! Mă duc eu la mașa cu mătră, eu stăteam cu mătră! Bună ziua! Și cum v-ați zice? Doamna Ana. Doamna Ana, ia uitați-vă la bărbatul și la chipeș ca ciocolata, cum? Așa. Așa. Noi ne-am deprins cu noi, cu a noștri. Dar tot ideea noastră. Ideea noastră. Și facem noi azi cu dânsul? Da, eu știu, și facem ciocolată. Luăm, îl dăm din, cum se cheamă, mașinca asta și facem mulți de ăștia. Ciocolăței! Gata, hai la lucru!
Auzi, prințul? Da? Prințesa, vrei să te întrebi, spune-te rog frumos, care este deosebirea între o prună Moldova și o prună din Congo, de acolo, din departe? A, de acolo eu cred că acolo nu cresc, nu cresc prunele. Dar și crește acolo? A? Banane, de obicei. Da? Numai banane? Banane, mango, avocado, încă ce? Dar în Moldova și crește? A? Moldova, ia. Este prune, măr. Prune, măr. Măr, dam. Blablabla, asta nu este, gata! Ciocolata cum ești tu, ce tu. Și nu-mi place nimeni cum îmi place tu. Nu lua pietă, măi, te o bucățică. Nu, nu-mi place tot. Gata, haide mai departe. Îmi place, e bun. Hai să vedem acui să mai delicioși iepurașa, ai mie sau a tăi? Ce tu. De țara asta unii produs și ciocolată, știi cum se numește? Nu. Ciocolandia. Asta unde e? Ciocolandia, n-am fost. Ciocolandia, măi. Asta unde se află? După Bălți, la graniță cu Drochea. Dacă tu i-ai zis, Ciocolandia. Dar-i bună. Acum spune cinstit, care este ciocolățica ta preferată? Ciocolata. Cu lapte. Dar spunea că și nu merge. E pe acru, nu-mi place. Îmi place cu lapte. A văzut, nu, tu ești acru sau cum? Nu, sunt dulci. Știi când nu uita mai la nuntă? Turnați și dați căluși, numai ca schimbăm. Da, am uitat ritmul. 2, 3 și... Turnați nuci și dați... Turnați și nuci, stori nuci. Turnați și dați căluși. Turnați vin și dați găluși, hop, hop, hop și așa. Nu stați vornișe și druștii, șai de li 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 da. Și când cu cealaltă care-i? Care cu ciocolată? Nu, e puracul, 2, 3 și... Шоколадный заяц, я на травы не заяц, я так и за звездо. О-о-о-о. Шоколадный заяц, и губ твои касаясь, я даю так легко. Dragi telespectatori, am ajuns la concluzia că totuși eu iubesc ciocolata și tare îmi place. Ia uitați-vă aici. Care-i diferența? Nici una. Ia, dă-ți dezbrăcăm. Hop. Este. De fapt, el e cu mănuș. Dă să scot. Numai palmele salbe. Ascunde palmele, că-i scantă din fiectul. Cum a fost experiența? Spune drept. Ca prima dată, știi cum, prima dată am fost la o fabrică de ciocolată, e ceva nou pentru mine și e interesant și am văzut cum se face și sunt fericit. Mersi, a fost frumos, mersi. Ia șocolani zaiez, ia las că vin mesarez, ia slatki napsesto. Și iem sigutul, ia că te-ai rușunat, așa-i? Un pic, așa-i? Știi ce vrem să te întreb? Dar să-mi spui repede și scurt și clar. Da. Într-un timp erai așa mai cunoscut în Moldova, că erai mai multe videoclipuri, adică, scoteai, dar mai... e cam o leacă, te-ai stâns, ești adică, un umbr, deși. Eram, adică, mai popular, așa. Mai popular, da. N-am fost în țară, am fost în America și în Rusia. Nu de mult am venit, undeva 4 zile în urmă am venit. De atâta eram, nu eram pe loc, nu eram pe piață, nu știam. Acum am venit, cred că sărbătorile, amușii mai vin. Vin bănuți, dar în Rusia ce ai făcut? În Rusia ce am făcut? M-am dus și acolo, am rude. Am rude în Rusia. Tot ce mai ai rude? Am rude în Rusia. Sau ai copii în România, am rude în Franța. Am rude din America, în Congo, în Italia. Eu am înțeles. Eu nu știu, ești din Franța, din Rusia și știu despre tine, dar Janica, mi-a întrebat-o și zic, măi Janica, du și află și o să zic oamenii despre MC Guță. Și da? Da, da. Vrei cel mai bine, așa? Vreau să vedă, adică... La noi, în Moldova, e cel mai bine? Da, e bine, e bine acasă. Hai să vedem și cum oamenii despre Matale. Așa. Opa, vreau să știu. Toți cu lubașii Moldovei la mine. Super, vă iubesc cu lubașilor. Scutați-mă. Mă, trebuie să crez. Șini. Eu nu știu. Bine că tu, Șoncu. Bine că
Bine că sunt naturală. Cum? Nu știi? Guguță, știi? Bravo! Cavo? Guguță! Да я прекрасно знаю, что это молдавские сказки. И что дальше? Guguță merită atenția noastră, da? Da. Iată, guguță. Din poveste, așa, din pălărie. Asta e clar, asta știm cu toții, da? Dar nu vă spărați că asta ce e? Asta ce e? El e rău din poveste. Dar el, cine-i? Nu vă pot spune. Dar eu știu să le spun la oameni? Uite, omul s-a chinuit, a cumpărat bilet din Africa, a venit și a pus cușma noastră, vrei să ne impresioneze? Și tu nici măcar nu-l cunoști. Îmi pare rău din cauza asta, din partea... Rușine, 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 rușine. La revedere. О, кто это? Кто это? Это, кто это? Что это? Кто это? Это не оно же? Это оно. Оно же? Оно же, тот, да. Который хотел быть президентом? Да! А? Ну это ж, я извиняюсь, это пойдет в эфир, конечно, но... Ну, это... ну нет, нет. Это. Да, вырежем все. Я извиняюсь, вынужден это сказать. Пожалуйста, вырежьте этот момент. Я вырезаю уже. Этот момент не хочу, потому что это он уже. Там мне сказали, я не угадаю. Угадал. Это МС Гуца. МС Гуца? Персона активиста. Я в Украине персона активиста, который... E persoana activistă în care, nu știu, n-am auzit foarte mult despre el. Am auzit că îi place muzica populară și atât. Dar cum crezi? Și în capul unui om din Africa care el vine, ne port cușma noastră, ați că m-am enervat, și pretinde că e om bun. Eu sunt pro-oameni, sunt Dumnezeu, eu a creat pe toți oamenii. Nu contează, negru, alb, sur, de rasă diferită, de altă cultură, Dumnezeu ne-a creat pe toți. Așa monolog, aproape spre dialog, ținesc. What do you think about the kushma? The kushma, national kushma, eta kushma. It's big, красиво. Yeah, it's very big. It's a real, real ciobănașul din Moldova. Știu că înainte prezentau o emisiune la oarecare canal, după aia... Da, dar de ce a murit? El trăia, parcă ceva, țopăia. Și acum am gata. Nu știu, poate a părăsit Moldova ca toți moldoveni. Nu știu, el este... Am auzit că l-au deportat în Africa. Ты знаешь, что он сейчас в Африке? А почему? Депортировали. А, я знаю. Он прикалывался с какими-то ребятами, и они на улице останавливали молдавских девчонок, предлагали им расписаться, чтобы он с ними расписался, то есть фиктивный брак, для того, чтобы его не депортировали, чтобы он здесь остался. А я лин костюм на это навай, де мне ласыш парти, кушман луи, костюм луи, да, ностру. Ай, дика ели тот и вон. Как он себя чувствует в Молдавии? В Молдавии отлично. По виду отлично. Но его, наверное, накачали наркотиками. Чего он такой довольный? В Молдавии ему холодно должно быть. Да, на ультима время тебя узи чего здесь приел? Ну. Лодусон Африка. Да, да че? Да пумблу кукушма ностра. Фура традиции. Фура музыка. Și s-au strâns mai mulți interpreți autohtoni, l-au băgat într-un tractor și l-au trimis în Africa. Tractor l-a dus? Mă tin că dumneavoastră l-ați dus. Toate aveți cușme! De ce niciuna nu aveți cușma lui Guguță? Dragi femei! De ce? Unde e naționalitatea? Unde e identitatea națională? Nu plecați! Stați un pic! De ce? De ce nimeni nu poartă cușma națională? Venita, hei, ai singhit microfonul, amuș. Am zis, Guta, vreau să te întreb, ca la noi, în Moldova, cușma e națională, o poartă bărbață, de acolo, în Africa. Care-i portul național? Tot aveți cușmi, de cârlan, sau acolo e cald. Nu prea, cușmi...
cușmei, nu fiindcă e cald. Acum e cald. Lui îi place să poarte cușma de când la an. Unii frig, unii sărășii, în Moldova. Și-o venit, greu a fost găsești cușmulița de când la an, sau? Nu a fost greu, adică tot e o poveste lungă. Dacă vrei să-ți povestesc, e foarte lung. De la alfa până la beta, nu pot să... Oh. Da. Spune-mi, te rog frumos, dar părinții tăi când te-au văzut în costumul nostru național cu cușma asta, nu a zis și cu tine, măi, prințul, mami, prințul? M-a întrebat, ce-i cu asta? Și i-am lămurit și i-a spus, bine, ești bravo. Te duci des acasă la părinți sau nu? Așa, de când în când, adică... Dar părinții au venit aici la Moldova? Nu, nepoatele au venit. Dar și aștept, deși nu i-a dus în ospții, la hram, de exemplu? Dar nu vor. Spun că fiul îi du-te acolo. Noi deja nu avem treabă. Tu ești du-te mai în Moldova. Adică ești băiatul mare. Nu mai vin la mine, mamă vrea lapte. Așa când eu când mă duc la mamă, eu mă sunt așa. Ia ca asta, da. Și aici. Asta e eu la un an. Aici ești tu. Așa când sujei tăța. Da. Așa. Un an aveam. Ia și frumos. Da, e ca costumarul de ăsta e avut, știi, adică ți-l ai avut, da? Da. Ia frumos. Mai ai frat, surori? Am două surori, da. Două surori, da? Am două surori. Așa, hai să vedem următoarea poză. Opa, aici și Ianu. Mama. Cum o cheam pe mama? Eugenia. Eugenia? Da. Ia uite ca la noi. Eugenia, așa, da. Tata mă-l cheamă? Ion. Gata, am înțeles. Nu. Auză, prințul. O, și eu prințul ăsta, ta, da, spun. Asta e Ion, Eugenia, prinț, Eliza și Caterina. Și Cătălina. Caterina. Nu. El amuia prea capul. Asta e drept. Nu-ți cred. Asta e drept, 100%. Precis? Da, precis. Hai, iau și rochii frumoase, te lasă, vezi? Și așa nume în Africa sunt? Desigur. Hai să vedem următoarea poză. Așa. Aici e clasa așa, ia să mă simt fii arați. Aici toate sunt moldoveni. Nu, astea sunt drujii. Dar cum îi cheamă? Dă vreo două nume ca să știm. Boza, Roma, da. Roma? Roma, Cal. Cal? Aha, și eu siapa? Colins, Tibius. Tibius? Da, prinț. Dar tu care ești? Am uitat. Eu cel care... Ah, ia că ai vezi? Cu zâmbet frumos. Cu zâmbet? Ah, de-a tăși. După ai tins, te-o cunoscut și Zănica. Așa, cam și clasă erai. De 2 ani, așa, clasa... 5 ani. 10. Așa. Tare interesant. Da. Noi când eram mitei, băieți jucau fotbal, se jucau de-a țurca, se jucau de-a înrezinca, de-a șpihonia, de-a pălita. Voi, de-a și vă jucați ca acolo? Asta era în clasă. Dar jocul vostru preferat, și vă jucați? Fotbal, așa. Fotbal și gata? Tenis. Dar de-a țurca, nu te-ai jucat. Asta cu roata? Da, cu obada, de la bicicletă. De la bicicletă. Așa un curs. Da. Și când se lovește, se duce la o parte. Hai mai departe. Opa! Așa și nu-i Tarzan? Nu, asta e la Playboy Fashion Show. Playboy? Dar ce nu ne-ai atat Playboy până la urmă? No, Playboy, vezi că e Playboy, pățan frumos. Asta cu mamaligă v-ați îngrășit? Da, mă tincă. Vreau acum să te întreb o chestie importantă, dar să-mi spui sincer. Sincer. Dacă ar fi să alegi soarta vieții tale, ai alege o fată de culoare sau o fată de-a noastră? Știi că eu aleg dragostea. Tu alegi dragostea. Da, nu mă uit la culoarele, adică dacă sentiment reciproc. Dacă fluturașul îi zboară într-un pânci în altul, Nu, dacă sentiment reciproc e bine. N-am un stereotip așa de să aleg una de culoare neagră sau de albă, adică unde dragostea, unde mă simt bine, unde sunt respectat, unde eu simt că sunt iubit. Spune-te, rog, frumos, dar inimioara ta bate pentru cineva de la noi, sau din Moldova? Sau eu am șansă. Sau Joanica are șansă. Dar spune cistit, ai vreo... Am. Cum o cheamă? Inima mea bate. Pentru cine bate? Pentru tine. Ai, nu pentru mine, nu. Ei, nu-i prințul. Hai mă cucerești teta, muia. Spune cistit. Da, inima mea bate pentru cineva. Pentru cine? Cum o cheamă? De unde? De unde? De la noi, de la Moldova. De la noi, dacă tot inima ta bate pentru cineva, ți-am pregătit și o piesă care bate inima și am să-ți dau uful din microfonul că l-am ascuns, atent să-l găsați în inima. S-a spus, lasă, este la din spate. Așa? S-a spus numai... Așa, te rog frumos, ai să te uiți aici frumosel. L-am repetat nu de mult, nu mă ating că să mă pierd, o să mă ajut. Da, o să mă ajut. Inima da? Mea bate. Inima mea bate, bate este? Pentru tine. Așa, nimic nu mai cădează. Hei! Toată lumea
dansează. Asta e psicuța, davai, davai, divorția. Și eu pune-i хорошо. Psicuța la Dora Show. Cu Dorel, salut! Frunza verde, șo-la-la, rău mă doare inima, mă fuge inimara mea, măi. Mă frige inimara mea, că mi-am pierdut tinerețea și n-am știut ce-l dragostea, oh. Oare cu ce-am creșit, Doamne, că m-ai pedepsit, o, oh, Doamne, că m-ai pedepsit, măi. Când eram tiner băiat, am iubit și eu dat o fată de la noi din Moscova. O fată mândră ca floria, ușoară ca urmulia, ușoară ca urmulia. Ceau! I-am iubit-o, frate, ce știi? Dar ea într-o zi m-a părăsit și-a dat un și m-a venit, mă. Uitat cuvinte, toată lumea dansează. Suntem la Dora Show, împreună cu MC-cuța. Toată lumea dansează. Și la voi, acasă, dansăm, ne distrăm, ne calbasim. Yeah! Vreau inimă să mă iubesc, că n-am știut să te păstrez. Tu m-a scufoc, că-n viață n-am avut noroc. La revedere, sănătate! Opa, Junica, da, vai! Opa, ești manieristă!